Nume de scenă. Tony Baboon. Baboon, ok. Loc de baștină. Brăila, din oraș. E și Brăila la țară? Un pic așa, nu foarte mult. Trei lucruri pe care nu le suporți. Pe mine, dar lucrez la asta, viața în general, așa. Așa, da. Câteodată. Nu știu, poate părul de pisică. Câte ouă crezi tu că poate să facă o găină într-o zi? Păi îți zic că chiar le iau acasă de la socrii mei și okay. Fac chiar 32 luni, marți vreo 30, depinde de anotimp. Și dacă e sărbătoare nu lucrezi? Dacă e sărbătoare fac alte chestii. Deci serios, chiar 32 poți să fac într-o zi sau? 32 de ouă, 10 găini. Ah, ok. Nu m-ai întrebat. Deci eu m-am gândit la găinile mele. Am înțeles. A, tu ai să mai speciale, am înțeles. Ok. De ce ți-e cel mai frică? Moartea ei, să știi. Ok. Ce provizii îți faci dacă ar trebui să te bagi într-un bunker timp de un an? Da. Păi, lip gloss. Așa? Da, nu știu ce. Pălărie. Da. Dacă curge ceva din tavan. Da. Pălăria o folosești ca să mănânc și să bag conservă de fasole. Și cam atât, dacă vocea o am cu mine, pot să cânt, nu e nicio problemă. Ce crezi tu că miroase mai rău, o brânză sau un cașcaval? Am înțeles că prânza. Nu mănânci sau? Nu prea, nu. Okay. Nu înțeles. Dacă ar trebui să investești 1000 de euro, în ce ai băga? În mine, în cariera mea muzicală. Toată lumea asta. Ce instrument muzical crezi tu că ar trebui să fie interzis? Vuvuzela, I guess. Vuvuzela e un instrument muzical? Nu e muzical, da, e de microbiști ăsta. Instrument muzical, ăla care face capul ăla de schelet, care sună țipat, sufli în el și face... Să vă uitați. Ok. Interesant. Ai avut vreodată probleme cu poliția? Nu, domn. Vrei să ai? Nu, că din Brăila, sunt ăla cu minte din Brăila, mai ai sunt și cu băieți minte, cu minte. Da. Așa, okay. Pe ce spargi tu banii aiurea? În mine, în cariera mea muzicală. Pe instrumente, cum ar fi, uite, încă un instrument care poate ar trebui, kazoo. Așa. Care e o trompețică și îi faci tu din voce notele, că ea nu face nimic, săracă. E doar o trompețică mică. Din alea mea am vreo 4, am colecție. Da, electrică, acustică. Dar la 60 de milioane bucată aici și păcat. Da, corect, să nu le echilipiri. Ai vreun talent ascuns? Nu, că le scopă toate de disperat afară. Să mă vadă lumea, să devin celebru. Dacă ar fi să iei cu tine 3 lucruri în groapă după ce mor, ce ai luat? Deci, pălăria, lip gloss-ul și poate altă conservă. Și acum, nu știu, da, ca să mă conserv bine acolo. Ok. Dacă ar apărea la știri fața ta și ar scrie că ești arestat, la ce faptă crezi că s-ar gândi familia ta? Familia mea? Uh-huh. Sau apropiați? Că n-am mâncat azi, mai ales mama, să s-ar gândi că n-am mâncat, a slăbit rău de tot, nu știu, a căzut pe jos, a căzut pe cineva, l-a lovit, a chemat la poliție. Ok, deci asta ai fi subnutrit. Ok. Albert Nebunul sau Alberto Grasu? Stai așa să mă gândesc la băieții ăștia doi. Grasu. De ce nu? Cinstit. Cheesecake sau țâțe? Țâțe pe cheesecake. Sau sandwich. Sandwich, am înțeles, ok. Deci cheesecake. Nu cheesecake pe țâțe, țâțe pe... Așa, exact. Ok. Ce joburi ai avut? Grafician, graphic designer, ilustrator pe calculator, operator calculator... În Paint, în Corel. Deci același job până acum. Cam așa ceva, da. În animator la corporație. Ok. Și
și de la și de la altul. Adică am înțeles. Și entertainer, okay. Și la calculator. Ok. Care crezi tu că e cea mai mișto vedetă de la noi din România? Mișto așa, în general, nu? Da. Da, îți se pare ție. Vezi și bă, ce mișto cred că e la. Fără să-l cunoști mișto, neapărat. Mișto vedetă, Delia. Delia? Ok. Da. Care e cel mai bun sfat de dat în orice situație? Merită, mă. Asta e ce mai mult. Merită, mă. Vrei să o dau altfel? Da. Bă, merită, mă. Okay. A, parcă a avut mai mult sens acum. Așa, da, dar acum are sens. Cea mai bună glumă sau cel mai bun banc? Care zici tu că e? Îmi dai și o listă sau pe care le știu eu? Da, din ce îți vine acum? Și să-l și spun, nu? Dacă ar ajuta, da. Că ar fi ce să zici, da, mă, da, gata. Okay. Hai să zic cu unul de-al meu. Ia. Yeah. O capră se duce la frizer cu o poză cu oaie. Așa. Și zice, faceți-mă și pe mine așa. Așa. Mi se pare genială, nu știu, e primul meu banc inventat și mie mi se pare, eu am râs. Mamă, și când l-am scris de-abia, l-am scris că mă, da. Cum agăți o fată la o mormântare? Păi fii atentă. Aici, fii atentă. Așa. Da, mă, iau trei flori, dau ei una, mai rămân cu două și dau și ok. Crezi că poți să umfli un balon sub apă? Bă, dacă încerci, eu zic că se merită să încerci. Merită. Merită să încerci. Cu cine ai colaborat din trending? Macanache. Ok. Dacă ar trebui să te duci la Insula Iubirii, dar știi că după emisiunea avea concerte Căcălău, ai merge? Insula Iubirii, păi e simplu, nu, deocamdată nu fac asta, deocamdată, nu, că au încercat și alții de profil și nu... Am înțeles. Nu, n-am vrut. Deci peste o lună, dacă te întreabă cineva, poate... S-ar putea să, da, să se merită. Pe ce crezi tu că ai irosit cele mai multe ore din viață? Stat degeaba așa, lâncezit. Lâncezit, da. Okay. Rău. Bere sau cidru? Bere. Dacă ai jucat ceva online cu un copil și ai ști clar că o să plângă după ce pierde, l-ai bate? La joc. Nu, nici dacă nu. Ar fi nesimțit? Dacă mă înjură în rusă, da, nu. Dacă mă înjură în rusă, nu, mă pornește rău, nu. Ok. Ultima minciună pe care ai spus-o? Hai mă, că sunt talentat. Ok. Continuă versul, bine ieșea de mesei mele? Pe ea cu niște merdenele, floricele. Ok. Lumânărele. Care a opusul cuvântului fraier? Hustler. Ok. Cum crezi că ar reacționa oamenii dacă ar veni extraterestri pe pământ? Cred că s-ar adapta foarte repede, s-ar plictisi foarte repede de ei și le-ar începe cu rasism, cu astea, cu toată nebunia. Crezi că ar fi bulangii? Da, imediat așa, după prima oară, extraterestri, știi, și a doua zi. De-aia n-avem autostrăzi, că se pute tentacul cu tentacul. Da, exact, pleacă cu verdele tot de aici, du-te în țara ta verde, pe planeta ta verde. Te vă la ploi pe planeta ta. Ok. E vreo superstiție pe care o crezi? Aia și un pic de bă. Cu pisica, mă, chiar am făcut-o recent și mi-a zis, ce până mi-a făcut, frate, am și 36 de ani cu neagră, da. Și ce ai făcut? Ai dat pisica în spate neagră. Cu cruci? Crucea n-am făcut, m-am dat de trei ori în spate. La un moment dat am văzut o pisică cu soția, zice, hai să ne dăm în spate. Zic, nu, stai un pic, că parcă e maro închis. Dar nu riscăm aici. Da. I-a zis, hai să nu riscăm și încă trei pași în spate și na. Mai aveam puțin, ajungeam umbrela. Asta e, și am ajuns acasă de unde am plecat cu toți. La ce concert te-ai simțit cel mai incomod din viața ta? Incomod? Cam la toate, la care e lume, care se distrează și țipă și mamă și se simte bine și consumă chestii și dau peste mine, cam la toate la care se întâmplă asta. Mie îmi place la concert să stau pe scaun și să
să ascult chiar și trap, știi? Ok, deci asta ai zis, am înțeles. Salată de vinete sau salată beef? Mai luat cu mâncare acum, e preferata mea. Îmi place și beef-ul. Așa. Cum ar fi, mă, să ai și ambele, să le ai pe ambele așa? Să mai iei, mai tori într-una, într-alta, mai iei o măstigă. Deci n-ai avut la o masă unde ai avut ambele să... Nu, niciodată. Sunt din Brăila, nu știu dacă ți-am spus. Ore băf, ore bine. Exact. Pe anul ăla. Ce nu știe lumea despre tine? Că nu mă spăl atât de des, pe cât pare. Okay. Un mesaj pentru Porc TV, care tocmai ți-a văzut și bucata de la Urbanista cu două zile, pe care ai filmat-o înainte să filmăm. Da. Mulțumesc mult pentru cupon. O să-l folosesc cu mare plăcere. Chiloți aveți, că acum e foarte cald și mă gândeam la ceva. Facem rost. Mi-am ajuns la vreo 30. Că eu nu, că nu mă spăl. Am nevoie cam de vreo 30 de perechi. Da. Gata, aia a fost, ai scăpat.